Bună ziua, liberalul Benoni Ardelean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine Rămână. ați venit în studioul nostru. Vă mulțumesc de invitație. Astăzi este ziua educației. Cum se vede acest domeniu prin ochii profesorului universitar Benoni Ardelean? Prost și trebuie să mărturisesc că sunt foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă în zona educației. Ca dascăl vechi în zona aceasta, cred că este o problemă majoră pe care sistemul o are de foarte mulți ani de zile. Și deseori am făcut o analiză foarte pertinentă asupra acestui domeniu. În anii 90, învățământul din România era unul destul de bine axat pe o învățare asiduă și, mă rog, pe o memorare mai mult a unor terminologii, a unor concepte, a unor formule, însă ulterior au început să apară tot felul de alte sfere destul de alternative din străinătate și, bineînțeles, că învățământul românesc a început să ia o altă turnură. Atât pe zona de preuniversitar, unde au apărut materiale alternative, manuale alternative, pe cât și pe zona universitară, unde au apărut și alte universități și multe dintre ele au început să schimbe programele universitare și să se dezvolte. Ce s-a întâmplat, în schimb, a fost că această zonă a fost foarte puternic subfinanțată imediat după Revoluție. Au fost alte zone care au încercat să fie acoperite, găuri negre în economia țării, și s-au luat bani din zone care nu au fost o prioritate pentru guvernele de atunci, în momentul în care s-a ajuns să se facă o reformă foarte serioasă care trebuia făcută în 2003-2004, când s-a semnat pactul pentru Bologna. În acel moment, banii n-au fost cei care trebuiau băgați în această reformă. Nu poți să faci reformă fără bani. Asta e prima Cu condiție. siguranță. Și mai mult decât atâta, lucrurile sunt foarte simple. În 2007, odată cu integrarea României în UE, toleranța pe educație era zero. Adică noi trebuia să ne adaptăm condițiilor din Uniunea Europeană pe educație. Nu aveam toleranță cum aveam pe terenurile agricole, pe industrii, pe alte zone. Așadar, reforma s-a produs foarte rapid, fără bani și printr-o mișcare pe care Titu Maiorescu o numea cu mulți ani în urmă a formelor fără fond. Adică am creat diverse structuri de educație fără să avem un fond necesar pentru ele. Și am să fiu foarte plastic în două cuvinte să vă explic acest fenomen. Odată n-a fost finanțat sistemul și atunci din aceiași bani pe care noi am avut, bani puțini, am început să înființăm o groază de alte facultăți în alte universități sau chiar universități în România, din aceiași bani. Și atunci, normal, când ai un coș mic și încerci din ăla să împarți și la mai mulți, rămâi sărac, Se adică ajunge. n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Și această subfinanțare a devenit din ce în ce mai acută decât era în anii 90. Mai mult decât atâta, s-au creat masteratele, care nu erau obligatorii, care erau opționale și erau foarte puține în România, însă deja devine condiție sine qua non ca să ai sistemul 3-2-3, adică 3 de universitar, 2 masterat și 3 doctorat, cu prelungirile aferente pe diverse domenii. În contextul respectiv, masteratele au devenit un fel de adaugiu, așa, un fel de căruță care nimeni nu știa cu ce se mănâncă zona respectivă. Hai să facem încă ceva materii. Însă, dați-mi voie să vă explic cum stă în străinătate povestea ca să o înțelegem simplu. În zona de bachelor, deci în prima parte universitară, ai ceea ce se numește basics, partea de bază, adică formează fundamentele unei teorii, a unor concepte pe care le operezi pe diverse domenii. Nu contează că faci inginerie, matematici, filozofie, științe umane, da? După care ai zona de master, în care ai advanced studies, studii avansate. Și apoi treci în zona de doctorat, unde ai debates, unde ai, trebuie să știi a treia cale de Gooding, dar trebuie să știi care e prima și a doua, că n-ai cum să operezi cu a treia dacă nu știi care e prima și a doua. Și în contextul respectiv, noi am ajuns să avem o parte de bachelor care era solidă în România, distrusă, adică să le aducem de la 5 ani la 3 ani sau de la 4 ani la 3 ani și să distrugem prima parte, să creăm a doua parte, care era un fel de du-te și fă-și tu un referat și ai termină examenele ca să treci și masteratul. Și să creăm foarte multe școli doctorale în România, fără să avem niște norme de redactare cercetare, fără să avem niște coduri foarte serioase pe tot ceea ce înseamnă plagiat, pe tot ceea ce înseamnă munca de cercetare în România. Adică noi am creat niște instituții care practic nu aveau bazele necesare și cultura necesară pentru a le crea. Și de aici avem problema plagiatelor în România, pentru că oricine care termină un doctorat astăzi, atâta timp cât universitatea sau școala doctorală nu i-a dat la începutul anului
de studii, un material care să-l semneze, în care să aibă un cod specific și să spună dacă ai pus, cum de eram, de exemplu, la Oxford, da? Patru cuvinte unul lângă altul, necitată de unde sunt, te dădea afară din școală. Păi în România, iertați-mă, nimeni nu îți dă asta să semnezi la început. Deci oricine care termină un doctorat plagiat și iese dovedit și vine și spune universitatea, uite, îți retragem titlul, dacă te dă în judecată, te câștigă. Asta e problema majoră care noi avem în România acum. Și în lipsa unor astfel de instituții foarte bine gândite, ajungem ca în continuare să avem un învățământ subfinanțat, îngenunchiat, cu dascăl care sunt extrem de prost plătiți în România și cu diferențieri foarte mari de salarii. Adică poți să ai, de exemplu, un învățător care merge pe jos într-un sat să ajungă și să primească puțin peste 1000 de ron și să ai un profesor universitar care să aibă diverse funcții prin universitate și cărți care le-a scris și, mă rog, alte lucruri de unde să-și mai ia de bani de acolo, să aibă și 200 de milioane. Adică diferențele sunt enorm de mari. Că atunci când au fost tăierile acelea masive de 25%, eu asta am reclamat, domnule, dar ăla care are 250 de milioane profesor universitar, dacă îi dai 25% jos, trăiește în continuare. Bine, mersi, adică cu bani foarte mulți, dar ăla care avea 9 milioane, dacă îi mai ai 25%, adică îi dai numai 6 milioane în mână, l-ai genunchiat, l-ai mormântat. Ce faci cu el? Să vă întreb mai concret, ce șanse are educația românească în acest moment, avându-l la cârmă pe ministrul educației Liviu Pop? Zero. Zero, adică domnia s-a declarat, am văzut ieri pe burtiera unei știri, eu nu trebuie să fiu eu model. Bun, să fie model atunci nu știu cine, elevul, cine să fie model. Pe de cealaltă parte, eu cred că ai de-a face cu o groază de, de chestiuni care țin atât de domnia sa ca și ministru, care ar trebui să le cunoască. După părerea mea, nu le știe și n-are de unde să le știe, pentru că dânsul a fost lider de sindicat, adică și aici pe căprării lucrurile, nu poți să iei pe unul care a lucrat într-un domeniu și să-l faci șef peste un alt domeniu care nu-l înțelege. Păi, zona universitară este una foarte complexă. Deci aici ai preuniversitarul, universitarul și cercetarea. De unde să cer eu la Liviu Pop să înțeleagă el contextul universitar? Că n-are de unde să-l înțeleagă. Pe de cealaltă parte, zona de cercetare, ca să luăm și exemplul ăsta. Pe de cealaltă parte, mai e o chestiune, ai subfinanțarea, adică asta probabil că nu ține neapărat de domnia sa, dar când noi avem de ani de zile că PIB-ul pentru învățământ trebuie să fie 6% și tu primești undeva la 2%, acum poate să fie PIB, orice... Domnul nici nu știe cât PIB este alocat... Cât la sută din PIB este alocat pentru educație? Lăsați-mă să nu vorbesc mai mult, am fost colegi în Senat și am văzut capacitățile pe care le are și nu vreau să mai discut despre chestiunea asta. Cert este că sunt trei probleme majore pe care eu le identific aici. Una este sistemică, an de zile s-a distrus această zonă. Da. Eu am terminat în 98 și pot să vă spun așa că până în 96-97 lucrurile mergeau destul de binișor în zona universitară. Nu cunosc foarte bine preuniversitarul și de aceea nu vreau să mă pronunț pe el. Însă după aceea am simțit cum o ia în jos tot sistemul și cum s-au ființat facultăți după facultăți în tot felul de universități, la Herculane, de exemplu. Da? Ce are Herculanele cu universitatea? Adică, hai să ne înțelegem, zonele pitorești în România sunt frumoase, multe, dar de ce trebuie să înființăm în ele universități? Sau în universități de prestigiu, de renume, gen Universitatea Petroșani, spre exemplu, da, un... care era pe minierit, singura din România, cu o mega prestație și pe zona de explozii, de zona aceasta de intervenții rapide. Și acolo faci facultate de filozofie și de management și de drept. Bre, n-are nicio legătură povestea asta cu dreptul și cu... Nu are chiar niciun fel de legătură. A venit la un moment dat un ministru care a zis, domnule, hai să facem o evaluare a acestor facultăți din cadrul universităților. Ideea a fost foarte bună, criteriile au fost discutabile, să zic așa. Dacă tu ai o universitate în care ai, de exemplu, o facultate de renume și de profil care are un prestigiu foarte bun, dar ai și astea de balast, păi le pun în litera F, la astea le dau A-ul sau B-ul, dar alea le bag în litera F, în G, în K, le duc în jos de tot. Și eu îți dau bani în acord cu nivelul de performanță pe care tu l-ai. Și performanța se face o evaluare pe diverse criterii care trebuie să fie foarte obiective. Și atunci tu decizi ca universitate dacă le mai ții pe alea din balast cu tine sau renunți la ele ca să ai bani pentru a finanța cele care sunt de prestigiu. Cam asta e situația. Însă, imediat
S-a intervenit în forță, tot PSD-ul a făcut atunci și vreau să afirm lucrul acesta, s-a intervenit în forță, au demolat imediat evaluările respective, au scos criteriul de evaluare și au rămas tot un pixul ministrului. Adică ministrul decide dacă îi place de rectorul universității, se are relație cu el, îi dă bani, nu îi place, nu îi dă bani. Deci chestiunea asta este o chestiune care în primul rând este non-liberală, ca să fiu foarte precis. Noi credem că trebuie să susții învățământul care este până la urma urmei motorul de schimbare a unei societăți și credem că fără o educație o societate nu poate să progreseze. Pe de cealaltă parte, un alt principiu liberal este acela de a susține educația pe bază de performanță. Deci nu pot să dau fără performanță bani așa fără număr, doar pe principiul că existi. Deci trebuie să ai niște principii și niște criterii foarte bine stabilite. În general, ce impresie v-au lăsat aceste 9 luni de guvernare PSD-ALDE? Ca să nu încep tot cu cuvântul prost, aș spune că impresia este una haotică. Din punctul meu de vedere, haotismul în zona de guvernanță în aceste 9 luni este unul pe care nu l-am mai întâlnit. Am întâlnit decizii proaste, am întâlnit oameni care erau în diverse funcții ministeriale care nu aveau nicio legătură cu domeniul, dar cel puțin în cele 9 luni nu am rămas cu nimica din lucrurile majore care efectiv trebuie să se întâmple în România. Adică a venit domnișoara Orguța care ne-a povestit despre pensii și salarii de neamețit pe toți, de nimeni n-a înțeles nimica din povestea respectivă, însă toată lumea urlă. Plus că a creat această hemoragie în sistemul de internă și în sistemul apărării și în zona de siguranță națională, în care o groază de oameni s-au pensionat la vârste în care abia au ajuns la pragul de maturitate în zona respectivă. Și lucrul acesta este un atac foarte direct la siguranța națională. Mai mult decât atâta, s-au creat acele inegalități în sistem. S-au creat tot felul de momente de panică cu declarațiile ministrului finanțelor cu pilonul 2, de alte declarații de astea ciudate altor miniștri. Problema majoră pe care acest guvern o are și, mă rog, și cele anterioare, au fost legate în genere de lipsa de performanță a ministerului, dar și de lipsa de pregătire a ministrului pe domeniul respectiv. Păi când tu pui șef de ziare să conducă ministere, oameni care sunt filozofi să conducă alte ministere care n-au nicio legătură cu aia, economicul, de exemplu. Eu am o problemă majoră cu tot ceea ce înseamnă performanța acelui minister, când n-are nicio legătură cu realitatea omul respectiv. Există o criză de oameni în PSD? Că vedem că oamenii sunt mutați de la Sunt foarte, foarte corect aici. Fiecare partid în parte are resursă și resursa umană pe care partidele o au este una destul de mare. Problema este pe cine vrei să promovezi. Păi dacă tu vrei să-mi promovezi oameni ca Liviu Pop, dacă tu vrei să-mi promovezi oameni care sunt ca Olguța, care n-au nicio legătură cu nimic și care reușesc să introducă un haos generalizat într-un sistem întreg și să bulverseze o țară întreagă pe tot ceea ce se întâmplă, și lista aceasta poate continua, n-are sens să-i luăm, că dacă luăm pe fiecare în parte, 90% dintre ei n-au nicio legătură cu domeniul ăla, niciodată n-au știut cum se mănâncă domeniul respectiv. Păi în momentul acela, nu, din momentul în care l-au numit și mă uit în CV-ul lui și văd că n-are nicio legătură cu zona respectivă, deja nu mai am nicio așteptare. Ce așteptare să mai am decât că mergem din prost în mai prost? Cert este că în ceea ce privesc măsurile care trebuiau luate, n-au fost luate, măsurile care nu trebuiau luate, au fost luate și pe de cealaltă parte nu există niciun fel de coerență pe ceea ce se dorește să se face. Acel vestit program de guvernare pe care îl vânturau în campanie anul trecut, zero, nu, că nu mai există, adică gata, ăla a fost anihilat total de căderea guvernului Grindeanu și acum trebuia produs altul, așa am înțeles cel puțin din toate declarațiile lor. Nu l-am văzut al doilea program, așadar mergem fără program în continuare, dar mulțumim că am avut un program anul trecut în campanie. Pentru că sunteți vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, ce ne puteți spune despre actuala criză majoră, cea spaniolă, și ce deznodământ îi preconizați? Este o perioadă destul de dificilă în zona de politică externă. Niciodată înainte, cel puțin pe Europa, n-am avut așa un bulversaj major cum îl avem acum.
Și acesta a fost generat de mulți factori. În primul rând de leadership-ul slab european, care ani de zile au neglijat anumite probleme. Văzând pe toate eurobarometrele cum euroscepticismul crește, cum extremiștii din diverse țări câștigă teren, cum retorica naționalistă și retorica pe zona religioasă chiar și pe alte zone sensibile este în creștere și produce cât de cât niște clivaje în societate. Și aceștia au spus niciun fel de problemă, mergem mai departe pe proceduralismul european clasic, angajăm din ce în ce mai mulți oameni cu bani foarte mulți la Bruxelles, care nimeni nu știe ce fac exact, pe unde sunt în birourile lor, și producem în continuare legi și legișoare și directive europene pe tot ce mișcă în lumea asta ca să le putem reglementa. Perfect, însă la un moment dat a izbucnit focul și a explodat mămăliga. Și primul test, să zic așa, care a demonstrat cât de fragilă este această construcție a fost acel val migraționist care a bulversat întreaga Europa. În momentul în care, mă rog, Erdogan s-a supărat pe Europa pentru că Europa și alții din lumea vestică spuneau că nu este el suficient de democrat, a decis să trimită acel val migraționist spre Europa care i-a zăpăcit pe toți. Urmează Brexitul, care este un atac foarte puternic la tot ceea ce înseamnă consolidarea Uniunii și structura de unitate în acest mecanism, care bineînțeles că a fost una de impact. Adică una era că ias afară, nu știu, Cehia din Uniunea Europeană sau, mă rog, alt stat mai mic, și una este când iasă Anglia, care este marele contributor în domeniul securității, în domeniul politicii externe, în domeniul economic. Și bineînțeles că din momentul acela era previzibil că sunt și alte unde de efect care o să apară, care nici acum nu le poți cuantifica foarte bine și nu le poți preveni. Ceea ce se întâmplă acum în Catalonia este un efect tot a euroscepticismului, mult mai acut, care a fost speculat din punctul meu de vedere, și am spus lucrurile acestea, văd că deja au apărut și alții care înțeleg acest fenomen, au fost speculat foarte mult de către ruși, de către alții care doresc această destabilizare a Uniunii Europene. O Uniune Europeană puternică nu este, pentru cei din afara Uniunii, nu este un lucru neapărat bun. Adică este pentru ruși, spre exemplu, un afront puternic la tot ceea ce înseamnă interesele lor în Europa. Și în contextul acesta, normal că zona aceasta care era consolidată, democrată, care avea anumite tradiții și care avea anumite valori pe care le consolida de ani de zile deja, și o zonă foarte bogată, ca și aici trebuie să amintim, toată zona aceasta în acest moment punctual este sub semnul întrebării dacă poate sau nu poate în continuare să mai rămână o zonă unită. Și cred că pericolul este unul similar în aproape toate țările din Europa. Nu cred că este țară în Europa în care să nu există o minoritate undeva, religioasă, etnică, nu știu, ideologică, care să nu-și revendice într-un fel sau altul, sau să nu-și poată revendica într-un fel sau altul autonomia. Rămânând în zona aceasta de politică externă, ieri Parlamentul European a acordat României și Bulgariei accesul parțial la sistemul de informații privind vizele din spațiul Schengen. Ce ar trebui să înțeleagă din această mutare partizanii aderării României la spațiul Schengen? Aderarea României la spațiul Schengen este o decizie politică proastă a unor țări, în condițiile în care România a îndeplinit absolut toate criteriile negociate și îndeplinește absolut toate criteriile de siguranță la frontieră. Pentru lucrul acesta, supărarea mea majoră este că România nu a avut, prin reprezentanții săi, și aici mă refer strict la miniștrii de externe care s-au perindat, dar și la ceilalți care trebuiau să fie din zona Ministerului de Interne, Comisiile Comune de Negocieri, nu au avut curajul și premierii care au fost să iau o decizie foarte fermă în această privință, în care să spună oriori. Adică asta vreți, nu vă păstrați cuvântul, avem și noi dreptul să ne asumăm anumite marge în această negociere și să impunem și noi clauze, să facem și noi anumite demersuri necesare pentru a ne obține ceea ce ne dorim.
A avut o atitudine foarte, foarte servilă majoritatea dintre ei în negocieri. Și iată-ne că suntem aici după foarte mulți ani, în care, repet, România a îndeplinit absolut toate condițiile care trebuiau să le îndeplinească. Cred că această nedreptate trebuie rezolvată, dar nu poate fi rezolvată având în continuare o atitudine servilă. Și servilismul acesta în fața marilor puteri este o caracteristică a diplomației românești de foarte mulți ani de zile, din păcate. Revenind pe plan intern, dumneavoastră faceți parte din filiala județeană PNL Timiș. De astfel, întreaga zonă vestică a țării este una puternică în interiorul Partidului Național Liberal. De unde vine această forță a organizațiilor vestice? Ce se întâmplă în întreaga Transilvanie, să zic așa, există o orientare mai mult spre dreapta și se vede harta în alegeri în care zona respectivă este mai mult înclinată spre zona de dreapta și de aceea, cu cât mergi mai spre vest, cu atât lucrurile sunt puțin diferite față de zona de Oltenia, față de zona de Moldova și alte zone din țară. De ce lucrul acesta, din punctul meu de vedere, făcând o analiză strict politică și nu partinică, datorită faptului că zona de vest și Transilvania în genere este o zonă care, din punct de vedere a bunăstării și a progresului economic, a stat binișor sau relativ mai bine decât alte zone. Adică am avut mai puțin asistați sociali. Ca să fiu foarte punctual aici, Timișul, județul, are 0,87 șomaj, comparativ cu Teleormanul, care are 15%. Comparativ cu zona din țară, de exemplu Valea Jiului, unde se ridică probabil spre 50-60%. Și sunt foarte multe localități din Timiș, orașe, care au zero șomaj. Adică toți oamenii muncesc. Realitatea însă este puțin diferită. Diferită înspre bine, rău. Nu știu exact cum să o definesc, dacă e bine sau rău. Șomajul real, practic, este de minus 20%. Pentru că zilnic intră în Timiș zeci de autocare din județele limitrofe, Arad, Caraș, Hunedoara, din Serbia, care muncesc în România. Am vizitat câteva fabrici recent în zona Timișului și erau sute de chinezi care munceau acolo. Care este un lucru, dacă pe mine mă întrebați, extrem de îngrijorător. Adică noi nu avem forță de muncă. Dacă vine cineva și plantează o fabrică în zona Timișului și nu se face o analiză de piață, dă faliment, nu că ideea e proastă sau că fabrica nu funcționează, ci din cauza faptului că nu are forță de muncă. Și asta este o chestiune care, din punctul nostru de vedere, este extrem de complicată și nu știm cum să o rezolvăm. Deocamdată am căutat diverse formule, au fost diverse întâlniri la care am participat, mecanisme care am încercat și resortul să le punem în practică. Deocamdată n-au funcționat foarte bine. Ei, într-un astfel de context, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în care omul are de lucru, în care îi merge bine, în care are cele trebuincioase, casă, mașină, servicii și așa mai departe, prea puțin îl interesează cine este acolo prefect, cine este acolo primar, cine este acolo. Lucrurile merg de la sine. Adică, dacă veți merge, de exemplu, în Teleorman și veți întreba cine e președintele la Consiliul Județean, pun pariu cu oricine că 90% știe cine e. Mergeți în Timiș și întrebați cine e președintele la Consiliul Județean și o să pun pariu că mai mult de 5% nu știu cine este președintele la Consiliul Județean, că nu-l interesează pe om. Pe el îl interesează ca lucrurile să meargă bine. Ei, într-un astfel de context, orientarea este una de dreapta. E automat, e un automatism uman. Pentru că el nu depinde să fie asistat social, nu depinde de partid, nu depinde de guvern, nu depinde nimic. El depinde de treburile lui punctuale care le are, business-ul lui, serviciul lui, familia lui, lucrurile care le are în viață. Și atunci, practic, toată zona aceasta este o zonă care este liberală, da? Și îți creează oarecare orientare spre zona de dreaptă. Pentru că sunteți și vicepreședinte al Partidului Național Liberal, responsabil cu justiția și drepturile cetățenești, cum comentați cele mai recente evenimente din domeniu, centrate atât în jurul domnului ministru Tudorel Toader, cât și al Direcției Naționale Anticorupție?
Zona de dreptate este una extrem de sensibilă. Un mare gânditor în teoria politică, John Rawls, spunea că dreptatea este singura valoare din societate autosustenabilă. Adică, noi toți ne dorim dreptate, dacă dreptatea este undeva între noi și cineva face un pas greșit, toți ceilalți sunt lezați de zona aceasta a dreptății. Și vrem cu toții să ni se facă dreptate și să existe o justiție dreaptă, corectă, să existe administrarea aceasta a dreptății într-un mod drept și corect făcută în societate. În acest context, normal că pentru fiecare dintre noi zona aceasta nu ne este indiferentă, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, ca și reprezentanții ai statului, care avem cât de cât obligația să privim înspre zona aceasta și să ne asigurăm că mecanismele sunt corecte, să ne asigurăm că resorturile sunt uzitate într-un mod corect, am avut și avem și în continuare foarte multe semne de întrebare, îngrijorări, că într-un fel sau altul se încearcă să se ajungă din nou la epoca Năstase, în care oamenii erau chemați la partid din zona justiției sau din zona instituțiilor de forță și le spunea pe ăla l-arestăm, pe ăla lăsăm liber, pe ăla îi facem culoar, la ăla îi închidem drumul. Lucrul acesta este un lucru care a scos oamenii în stradă în primăvară și știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci, pentru că a existat această îngrijorare majoră că într-un fel sau altul se lezează zona justiției. Da? Nu e altă poveste, că oamenii aceia care ieșeau în stradă nu aveau toți dosare sau nu aveau toți intenția de a băga pe unii sau alții la pușcărie, ci ideea era de a lăsa zona aceasta justiției într-o zonă care a corectitudinii pentru fiecare dintre noi. Ei, aceeași îngrijorare avem acum, că într-un mod mult mai proceduralist, subtil și pe sumasă, domnul Tudorel Toader, împreună cu PSD-ul, încearcă să manevreze într-un mod ilicit și necorect zona aceasta a justiției. Și de aceea suntem cu ochii cât cepere, să zic așa, pe toată zona aceasta a justiției. Am adus punctele de vedere vis-a-vis de aceste inițiative legislative și modificări pe legile justiției și, bineînțeles, că urmărim cu mare interes tot ceea ce se întâmplă din partea actorilor în zona respectivă, a CSM-ului, a Comisiei Judiciare, Inspecției Judiciare, a Comisiei de la Veneția, cei care vin din alte zone care sunt afectați, anii penitenciare, adică toți trebuie să aibă un cuvânt de zis aici. Pentru că într-o societate corectă și una pe care ne-o dorim dreaptă, trebuie toți implicați în această dezbatere. Și apoi luat decizia, care într-adevăr este o decizie a tuturor, o decizie democratică, dar și politică în același timp, de a face ceea ce este bine și ceea ce este corect. Îngrijorarea însă este că, așa cum spuneam adineauri, pe sumasă se încearcă o manevrare și o politizare a zonei. Iar fără o justiție independentă, nimic din România nu va mai funcționa cum funcționează. Adică o justiție care nu este corectă va afecta zona de economic imediat, va afecta zona de drepturi ale omului imediat, vor afecta relațiile internaționale, foarte clar, imediat. Și multe alte zone vor avea un impact asupra lor, care impact va fi, din punctul meu de vedere, unul negativ. Cum vedeți scandalul acesta dintre Direcția Națională Anticorupție și Inspecția Judiciară? De unde a pornit? De la lezarea justiției, de la lezarea dreptății, din aceeași zonă. Eu cred că oamenii aceștia trebuie să vină toți la aceeași masă. Când însă mecanismul este perturbat și când între ei nu există decât acuze și replici dure, televizate sau netelevizate, mediatice, foi scrise cu... Și nu există o ședere la masă, zic așa, o negociere directă pe tot ceea ce înseamnă dreptatea și adevărul, pentru că de aici trebuie să pornești, în momentul acela se va ajunge într-o zonă în care toți sunt contra lui toți, adică se va ajunge într-o zonă de haos. Și părerea mea este că gestionarea proastă și încercările perfide de a schimba mecanismele acestea și de a le politiza au dus la aceste conflicte interne foarte. Plus
setea de putere a unora, plus nebunia altora, adică sunt diverse motive pentru care se ajunge într-o astfel de zonă destul de precară și de șubredă din punct de vedere a democrației. Ce implicații considerați că are decizia de astăzi a ministrului Tudorel Toader de a sesiza Comisia de la Veneția privind procedura de numire în funcțiile de conducere a Ministerului Public? Eu cred că e bine să sesizeze Comisia de la Veneția. Eu cred că și aceștia trebuie să pronunțe. Eu cred în același timp că toți actorii naționali și internaționali trebuie să-și spună punctul de vedere și apoi, după ce le-a insumat aceste puncte de vedere, să ia o decizie. Cert este că deseori se încearcă lucruri să se facă la limita legii. Adică să vină și să spună, domnule, băi, n-au nimic împotrivă. Bun, de la nu avea nimic împotrivă la a fi corect, moral și cinstit, păi altceva. Știți că avocații au o vorbă, e legal, dar nu e cinstit. S-ar putea uneori să fie legal ceea ce se întâmplă și s-ar putea uneori domnul Tudorel Toader, în teoria seacă profesorală, să aibă dreptate. Dar în practica de zi cu zi să nu aibă dreptate și dimpotrivă să chiar fi avut experiențe traumatizante pe zona respectivă. Adică eu nu știu exact, că n-am făcut un comparativ pe perioada lui Năstase, dacă atunci, din punct de vedere a teoriei, lucrurile erau incorrecte. Eu cred că erau și atunci destul de corecte. Problema era că se abuza de sfera respectivă atunci și nu vrem să ne mai întoarcem la aceleași abuzuri. Vrem ca justiția să fie independentă. Tocmai de aceea am cerut ca să nu politizeze zona aceasta și numirile să nu le facă un ministru care este politic, clar, partinic. Că și președintele țării este un om politic, dar nu mai este partinic, pentru că el nu mai are dreptul să fie membru de partid. Constituțional cel puțin. Iar din punctul de vedere al lui Klaus Iohannis, eu chiar nu cred că cineva are vreo bănuială că ar fi implicat în demersul unui partid sau altuia. Cel puțin în PNL nu este implicat, asta pot să vă garantez. De ce am vrea să afectăm zona aceasta? Chiar dacă, să zicem, va urma un alt ministru, că nu fiind nici Tudorel Toader ministru pe viață, va urma un alt ministru, care probabil va fi mai bun sau mai rău și probabil unul se va băga sau nu se va băga în zona respectivă. Dar de ce, ipotetic, să o pun într-o zonă partinică decizia, când o pot lăsa într-o zonă apolitică și nepartinică? Domnule vicepreședinte, eu vă mulțumesc pentru că ați venit la noi, pentru prezența în studioul mulțumesc. Nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Mulțumesc foarte mult, vă doresc numai bine. Mulțumim.